Gigi Becali nu scapă de problemele din justiție. Colonelul Florin Talpan, juristul CSA Steaua, îi cere daune morale de 1 milion de euro pentru că afaceristul l-ar fi jignit. Magistrații de la Tribunalul București l-au citat în procesul în care a fost dat în judecată pentru a da declarații. Între Gigi Becali și reprezentanții armate există foarte multe procese pe rol. În ultimul, CSA Steaua, echipa mea PN, cere prejudicii de aproximativ 37 de milioane de euro pentru că echipa lui Becali ar fi folosit ilegal în perioada 2004-2014 numele și marca Steaua. Colonelul Florin Talpan vrea 1 milion de euro daune morale de la afacerist pentru calomnie. Domnule Talpan, bună ziua! Sunt pregătit, bineînțeles. Vreau ca legea să fie respectată. Ce anume v-a deranjat cel mai tare din declarațiile domnului Becali? Faptul că m-a jignit, m-a calomniat și, după cum vedeți și dumneavoastră, cred că pentru ceea ce am făcut pentru statul român merită respectat. Puteți să ne dați câteva exemple de amenințări, de jigniri? Și dumneavoastră bănuiesc că sunt înregistrate pe toate posturile de televiziune. M-a făcut nebun și multe alte chestii acum. Vreau să ajung la termen și discutăm eventual după, cu mare drag. Sunt multe calomnii pe care mi le-a făcut și nu este normal să se întâmple lucrurile astea. Vi se pare o sumă echitabilă, 1 milion de euro pentru jignirile aduse? Nu discut despre sumă. Singura mea dorință ar fi ca legea să fie respectată și toți oamenii din România să fie respectați. Să terminăm cu jignirile. În sala de judecată, Gigi Becali a avut o prestație care a adus multe zâmbete pe fețele celor care au asistat la audierea sa. E adevărat că ați afirmat în trecut că Florin Talpan nu este în apele lui? Da, doamna președinte, consider că am fost mai jignit de domnia sa când m-a făcut pușcăriaș. Dacă îl duc la oi, e mai bine. Dânsul e angajat într-o instituție publică, iar ceea ce a făcut dânsul a destabilizat niște suporteri și el nu e competent. A manipulat suporterii, vedeți, nu mă lasă să vorbesc, vorbește peste mine. Vorbiți pe rând. Nu l-am făcut eu nebun, Boroi i-a zis lui Argăseală. Păi m-ați făcut nebun. Eu am zis ce a zis Boroi, eu sunt sănătos. După câteva minute, colonelul de la CSA Steaua continuă să susțină că a fost jignit de Becali. Ați spus, nu faci nimic, stai la bere și la șpriți, să răspundă. Da, așa am zis și le zic și acum, că bea. M-am referit la Boroi, că el bea, nu a fost vorba de Talpan. Nu este vorba, mă, de tine, că eu spun adevărul. El e cu minte în privința asta. Cere 1 milion de euro, e un om cu probleme mentale. Ce? Nu pot să am opinii? Instigarea mea este că omul acesta reprezintă statul. Vă jur, doamnă, mă iertați, nu am vrut să vă obosesc. Eu iubesc oamenii, vreau să le fac bucurii, dar na, dacă m-a focusat așa... Dacă nu ar face asta, eu l-aș lua în brațe și l-aș pupa. Gigi Becali a declarat după proces că nu înțelege de ce juristul de la CSA Steaua îl acuză de calomnie. Ați făcut un show în sala de judecată. Nu e. N-a fost un show. Eu fac show atunci când spun din inima mea și cu tărie niște lucruri care n-ar trebui să se întâmple în țara mea. Eu veneam în țara procesul ăsta. Eu am venit ca să arăt și judecătorului și să vadă și toată lumea ce se întâmplă când oameni de nimic sunt în anumite funcții. Pentru că se duce țara de râpă, asta se face. Ca să ceară 1 milion, trebuie să demonstreze normal și om ce om știe că făcându-i eu, încălcându-i imaginea, a pierdut 1 milion. El trebuie să demonstreze că vine un contract, dumneavoastră, puteam să câștig 1 milion. Ce mă inspiră? Milă. Nu mai milă. Când mă uit la el, nu mai milă. Și când vorbește el, chiar milă. Pentru că vorbește lucruri care îți inspiră milă. Iar declarațiile între cei doi au continuat în sala de judecată. Gigi Becali nu vrea să-i dea 1 milion de euro și nici nu recunoaște că l-a jignit pe Florin Talpan.